Slăvit să fie Domnul că a înviat și este viu în veci vecilor. N-ar fi niciun păcat și nici greșit dacă în luna iulie ne vom saluta cu Hristos a înviat. N-ar fi greșit dacă în luna decembrie ne vom saluta cu Hristos a înviat. Pentru că noi credem că El este viu. Și pentru aceasta spune lăuda să fie Domnul. Vreau să fac datoria înaintea Domnului. În privința cuvântului pe care Domnul l-a vestit, În privința faptului că Domnul, în vremea de acum, a spus și întotdeauna, nu numai acum, El niciodată nu ne face partea noastră. Există o parte care este a Domnului și noi nu vom putea să o facem niciodată. Ne încumetăm noi câteodată și căutăm să îi spunem Domnului cum să lucreze, dar am vrea să ne rugăm Domnului să ne ajute să fim în voia Lui. Pentru că partea Domnului nu o facem noi și partea noastră nu ne-o face Domnul. Și un lucru care Domnul l-a cerut este problema cererii de ocrotire peste noi și casele noastre. Eu nu vă cunosc, dar vă cunoaște Domnul. Și uneori cuvântul Domnului este luat foarte ușor. Unii cred ca și ginerii lui Lot, că Domnul glumește. Și Domnul nu amenință niciodată, Domnul doar ne sfătuiește. I know the young people in this church; they are the same like those in the United States. Many of you, you have the reason that you don't speak Romanian or you don't understand Romanian, and you take for granted the Word of the Lord. You take for granted the fact that you have to pray. And yeah, I know. Many of you are thinking that, yeah, mom and dad is praying, the church is praying, and why do I have to pray? Many of you take it for, for granted that, oh, I wake up every day, I'm healthy, I'm alive, I have plans for today, and many of you forget to pray for His protection. And God insisted that if you don't pray for His protection, yes, mom prays, dad prays, the church prays. There will be a day when you don't ask for His protection, He's going to leave you unprotected. It's so easy these days. You do everything right. You drive correctly, you stop, you don't pass the red lights. Sometimes we speed up and then we pay the price. But I have to insist because the Lord told me that. Even the young children, you have to understand that you have to pray for protection. And may God bless all of you to understand this. Wow. to pray for protection in the morning, to pray for protection in the evening. And this way, God will keep his part, his promise. He will protect everyone. May God bless all of you. Frați și surori, aș vrea să vă vorbesc dumneavoastră ca părinți. Se ia foarte ușor cuvântul Domnului și noi ne batem cu pumnul în piept ca Israel odinioară. Israel spunea, templul Domnului, templul Domnului, noi spunem că Domnul este cu noi și suntem oamenii care suntem botezați cu Duhul Sfânt. Dar de multe ori Duhul Sfânt vorbește prin cântare, Duhul Sfânt vorbește prin îndemn, Duhul Sfânt vorbește prin cuvântul profeției, prin vedenii și Duhul Sfânt ne vorbește nouă personal. Noi care avem Duhul lui Dumnezeu în noi, avem un Duh care nu este mut, avem un Duh care vorbește. Doamne, ajută-ne să luăm aminte. Amin. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar câteodată mie mi s-a întâmplat când m-am grăbit și mergeam cu viteză și am auzit la mintea mea, Duhul Domnului spune, unde te grăbești? Lasă-o încet. Și atunci când n-am luat aminte, am plătit un preț. Și prețul este mare, amenzile sunt mari, punctele ți le ia, asigurările în America cel puțin cresc când nu respecti legea și când nu respectăm cuvântul lui Dumnezeu, nu respectăm nici legea. Și aș vrea să vă spun din partea lui Dumnezeu, învățați-vă copiii să se roage pentru protecția lui Dumnezeu peste ei. Nu aud amin. Asta e problema dumneavoastră. Eu spun de multe ori, dacă duminica Domnul ar pune cântarul și un înger să socotească de câte ori spunem amin, de câte ori spunem aleluia, de câte ori spunem slăvit să fie Domnul, mulți dintre noi n-am mai trăit nici până luni dimineață. Dar aminul pe dumneavoastră nu este pentru mine. Aminul dumneavoastră este pentru voi și pentru Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Am rămas la un cuvânt aseară, la câteva rugăciuni care am făcut undeva, cu fratele Vasile și câțiva frați, am rămas la un cuvânt care mi-a rămas în minte. Și Domnul mi-a spus, amintește-l și aici, în adunarea Domnului. Și Domnul l a spus așa, să spunem copiilor noștri, că este o răsplată de primit pentru ascultare și este un preț de plătit pentru neascultare. Dumneavoastră aici la Pert știți, am mărturisit data trecută mărturia vieții mele. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute în vremea de acum să luăm aminte. Pentru că este o răsplată de primit. Știți care este răsplata pentru ascultare? Domnul ia aminte la rugăciune. Domnul ne onorează prin ocrotirea Lui. Și cer plată Plata o putem vedea mai devreme sau mai târziu. Vreau să vă spun că eram în Germania anul trecut, spre sfârșitul anului, când Duhul Domnului amintea acolo în Germania exact același lucru și îl amintea și în America, și îl amintea și în România, îl amintește Domnul și în Australia. Este vremea să ne rugăm mult mai mult decât ne-am rugat până aici pentru copiii noștri. Dar în același timp să-i involvăm și pe ei să știe că Domnul este cel ce o crotește și o onorează rugăciunea noastră. Și eram în Germania și. A venit un cuvânt un, chiar unui neam de meu, unui nepot. Și la câteva luni de zile, două luni poate sau mai puțin, am primit un mesaj și am stat de vorbă cu el. Și Domnul îi cerea același lucru. Roagă de pentru copiii tăi, pentru ocrutirea lor și spune-le și copiilor tăi să se roage, să fie Domnul cu ocrutirea peste ei. Și îmi spunea cum s-a împlinit. Când Domnul i-a spus că vrășmașul are un plan și Domnul va da biruință. El s-a luat doi dintre copii s-au dus să mănânce un kebab de la adunare, una din fete a rămas mai în urmă, ceva la repetiție sau ceva, și au venit de la adunare pe jos spre restaurant. Și la un moment dat lângă ea s-a oprit o mașină, era un român, nu un străin. Și a zis, eu te cunosc pe tine, și hai să te duc până acasă, îl știu pe tata tău și fata au zis, nu, eu mă duc pe jos. Și omul a oprit mașina, s-a dat jos de mașină și a încercat cu forța să o răpească. Și fata s-a zbătut, o strigat și în același timp, la o distanță de câteva sute de metri, Dumnezeu îi pune pe pune în mintea surorii ei să iese afară să vadă de ce nu vine sora ei. Și când a ieșit afară, a văzut scena, -a -a, fata care striga, se zbătea, omul care încerca să o, să o bage cu forța în mașină și a început să strige și ea și s-au alertat și părinții, s-au alertat și alți oameni și în marea lui îndurare, Dumnezeu a pus pe fugă, a lăsat o frică peste omul ăla, a fugit, Spunea ei că acum îl caută poliția, dar el se gândea, dacă nu luăm aminte la cuvântul Domnului, astăzi puteam să plâng de durere. Frași și surori, Dumnezeu să ne binecuvânteze să luăm aminte, să ne facem partea noastră. Am vorbit zilele trecute despre cei care sunt, erau prezenți la mormânt, la, la, cruce. Și dacă am vrea să vorbim în, seara, în, seara, în, ziua aceasta, vorbim, să vorbim despre cei ce sunt prezenți la mormânt, găsim niște lucruri frumoase și noi. Dacă la cruce Domnul era părăsit din pricina noastră, din pricina ta și a mea, din pricina păcatelor noastre. Și el striga, el, el, la masa vactanii, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? La mormânt găsim un înger al Domnului care vine să dea piatra la o parte și să Hristos este înviat din morți. Și aceasta este promisiunea pe care o făcut-o Domnul, că El va fi totdeauna cu noi. Noi avem fiecare un înger ocrotitor, copiii noștri au un înger ocrotitor, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, Doamne fie slăvit numele Tău. La mormânt găsim din nou oamenii care s după câștig. Și sunt mulți care se pocăiesc gândind că vor, o vor duce bine. Am găsit de oameni de aceștia prin multe țări prin unde am mers. Și am găsit de oameni de aceștia și în România. Oameni care se gândesc dacă mă pocăiesc, Pocăiți o duc bine. Pocăiți au un câștig. Văd viața lor. Frați și surori, cel mai mare câștig nu este pe pământ. Cel mai mare câștig este în veșnicia lui Dumnezeu. De aceea, Doamne, ajută-ne să ne bucurăm că ce avem câștigul acesta. Suntem mireasa lui Hristos. Frați și surori, sunt mulți oameni care îi găsim aici la mormânt, dar eu am rămas la un cuvânt. Și m-am întrebat de ce. Cuvântul Domnului spune așa, Versetul 7 din textul care a fost citit. Și duceți-vă repede de a spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Și am întrebarea aceasta. Îl vedeți pe Domnul prezent în viața voastră? Este Domnul prezent? Îl vedem. În fiecare dimineață și nu bunătatea. N-avem butoane care să apăsăm. În fiecare dimineață îndurarea Lui se înnoiește față de noi. Noi ne culcăm și adormim și nu știm dacă ne vom trezi. V-ați gândit la lucrul acesta? În ultimul timp am auzit foarte mulți. Mama mea a plecat acasă la Domnul în somn. Eu fost dorința să plece acasă la Domnul în somn. Tatăl meu a plecat în somn. Și am auzit de mulți oameni care au plecat la Domnul în somn. Alții, dintr-o dată, au făcut infarct. Noi avem marele har cel în viață fie în viața noastră. Dar Domnul are o întrebare. Când ai fost ultima dată în Galileea? M-am întrebat, de ce Galileea? De ce n-au fost trimiși la Ierusalim? Că la Ierusalim era locul unde putea să fie instaurat ca împărat. Și asta aveau ei și întrebarea pe care o avut-o în faptele apostolului. Acum ai să instaurezi împărăția. De ce Galileea? Primul gând pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu este pentru că în Galileea era locul începutului. Lucrarea Domnului Isus Hristos a început în Galileea. Ea s-a sfârșit la Ierusalim. Lucrarea începutului este în Galileea. Și Domnul vrea să ne spună în dimineața aceasta, mai du-te prin Galileea. Mai du-te și adă-ți aminte cum ai primit. Și mustra Apostolul Pavel pe Galateni și le spunea, o Galateni echipzuiți, acum, cum umblați? Cine v-a înșelat când ați început cu Duhul? Vreți să sfârșiți cu firea? Haideți să ne verificăm în vremea de acum, să ne aducem aminte cum am primit Cuvântul Domnului din Apocalipsa la câteva biserici le vorbea și ne vorbește și nouă astăzi. Este un cuvânt valabil și spunea Cuvântul Domnului în primul și în primul rând, bisericii din Efes. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ăsta este cuvântul pentru mine. Este cuvântul pentru fiecare dintre noi în ziua aceasta. Să ne verificăm. Mai suntem noi la dragostea din tâi? Noi cântăm o cântare și e frumoasă cântarea Întoarce-te la dragoste din tâi. Și mai ori pe unii frați care predică să ne întoarcem la dragoste din tâi. Dar cuvântul Domnului merge mai departe. Adus ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi. Noi putem spune că iubim cu gura. Dar faptele noastre? Noi putem spune că iubim în casa lui Dumnezeu. Noi putem spune că iubim pe Domnul. Noi putem spune că iubim pe frați, dar faptele noastre, Doamne ajută-ne să ne verificăm în ziua aceasta. Cum sunt faptele noastre? Faptele noastre dovedesc că suntem la dragoste de întâi. În căsătorie. Sunt atâtea familii care se destramă. De ce? Mi-aduc aminte unul din rudele mele, Vasile Iacoban, din Cașvana, spunea, că într-o zi au venit o familie la ei, căsătoriți vreo 14-15 ani. Și au zis, frate Vasile, am venit să spunem că noi vrem să divorțăm. Și el s-a uitat așa la ei și a zis, cum adică vrem? Păi nu ne, mai, nu ne mai iubim, nu ne mai împăcăm și vrem să divorțăm. Și el s-a uitat și a zis, hai să facem o rugăciune. S-au pus pe genunchi ei nu se, nu se prea rugau, se rugau în șapte, acum ne mai rugăm și noi câteodată. Și el se ruga cu glas tare și spunea, Doamne, mi-aduc aminte cu 14-15 ani în urmă, tinerii rește, au venit la mine și au zis că se iubesc și vor să se căsătorească. Și mi-aduc aminte în ziua căsătoriei lor că au zis că se vor iubi până la moarte. Și-au jurat credință unul altuia și Amândoi s-au jurat credință ție. Acum, Doamne, Tu decizi care din ei moare, că ei nu mai pot să stea împreună. Și când au auzit cei doi că lucrul ăsta... Zis, stai, stai, băi, frate, cum te rogi așa? mai băieți, dar nu voi ați spus acum la căsătorie că vă, 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 o să vă iubiți până la moarte? Nu voi ați spus în fața poporului și au auzit și cerul? frați și surori, aduceți-vă aminte de ziua botezului. Aduceți-vă aminte de ziua botezului. Să ne ducem pe firul amintirilor noastre să ne gândim. Mai suntem noi ca atunci? Cine s-a schimbat? S-a schimbat Dumnezeu? Nu. Ne-am schimbat noi. Ne-am schimbat noi în America, v-ați schimba voi în Australia. Ne schimbăm noi care am uitat unele lucruri. Și de aceea, în ziua aceasta, Dumnezeu vrea să spună ca și bisericii din Sardes. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu vechezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Are Dumnezeu o promisiune frumoasă bisericii din Sardes. Asta este o promisiune frumoasă care vrea să o împlinească și pentru biserica din Perth. Pentru casa ta, pentru casa mea. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cu numele din cartea vieții. Și voi mărturisi în numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor. Doamne, ajută-ne să luăm aminte. În ziua aceasta, Domnul i-a trimis pe ucenici în Galileea. Știți de ce? Să-și aducă aminte cum au început. Să-și aduc aminte cine au fost. Erau niște oameni însemnați, pescari. Oameni care nu știau prea multe, dar s-au întâlnit cu Hristos și l-au acceptat pe Hristos în viața lor s-au întâlnit cu Domnul vieții și viața a intrat în viața lor și ei încă erau legați de pământ. Și Domnul i-a trimis în Galileea. Poate efectiv nu ne vom duce în Galileea. Dar Duhul Domnului îmi spune mie și o spune dumneavoastră, du-te pe firul vieții tale. adă aminte ziua botezului. Când ai spus în fața martorilor de aici sau în altă parte, când ai spus și auzit cerul că îl vei sluji pe Domnul până la moarte. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem la faptele din dragoste din tâi. De ce i-a mai trimis Domnul în Galileea? Pentru că este locul unde a fost acceptat. Galileea neamurilor. Oamenii care stăteau în tuneric au văzut o lumină. Și Domnul, vreau să vă spun că niciodată nu dă buzna în viața noastră. Spunea Dumnezeu lui Cain, Cain, păcatul pândește, dar tu stăpânește-l. Vreau să spun că Domnul nu este un polițai care să intre cu forța în viața noastră. Domnul nu vrea să ocupe, să cotropească inima noastră cu forța. Domnul este bun și în dragostea Lui vrea să-i dăruim inima. Îl accepți pe Domnul într totul? Acceptăm chiar atunci când ne mustră? Acceptăm chiar atunci când ne ceartă? Acceptăm chiar atunci când trebuie să vină cu nuiaua? Acceptăm când atunci când ne spune, asta trebuie să schimb, Asta trebuie să schimb, asta trebuie să schimb. Acceptăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este înscris. Doamne ajută-ne la aceasta. Galileea este locul acceptării. Să ne ducem în viața noastră și să vedem ce acceptăm mai ușor. Voia Domnului, sfaturile Domnului, mustrările Domnului, cuvântul lui Dumnezeu sau alte lucruri. Doamne ajută-ne să putem să fim oamenii care acceptăm voia Ta. Ne uităm la Domnul Iisus. Vorbind despre el frumos, s-a vorbit despre moartea lui, se vorbește despre învierea lui, se va vorbi despre înălțarea lui. Dar el a acceptat voia Tatălui, a părăsit cerul, a venit pe pământ să se nască într-o iesle. A acceptat o trăire care nu se poate compara. Om al durerii și obișnuit cu suferința, spunea Isaia, a acceptat să slujească, a acceptat să moară pentru noi. Și noi de multe ori suntem oamenii care ne supărăm de la un sfat, de la o vorbă, de la o observație. Haideți să acceptăm voia Domnului în viața noastră. Doamne, ajută la aceasta. Ce mai înseamnă Galileea? Galileea este locul minunilor. Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, cele mai multe minuni s-au făcut acolo. Cele mai multe minuni făcute de Domnul Isus Hristos s-au petrecut în Galileea. Acolo unde este locul acceptării, Acolo unde este locul începutului, acolo lucrează Domnul. Mulți vor să vadă minunile lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Noi suntem minuni pentru că suntem în casa lui Dumnezeu. În viacul acesta în care stricăciunea și răutatea oamenilor crește, tu și eu, casa ta, copiii tăi noi suntem o minune căci încă credem în Dumnezeu. Noi suntem o minune căci credem că El este viu. Noi încă suntem o minune pentru că credem că Este o altă împărăție. Oamenii vor să petreacă aici pe pământ, să ducă bine, să trăiască bine. Și când vine necazul, când vine lipsurile, când vin încercările, când vine bazocora, sunt mulți care nu vor să trăiască cu un așa Hristos, să aibă așa o credință. Cea mai mare minune, știți care este? Faptul că suntem încă în cap, pe calea lui Dumnezeu. Faptul că suntem în casa lui Dumnezeu. Faptul că încă suntem sub îndurarea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu este cu noi. Doamne, îți mulțumim pentru aceasta. Se amintea aici, spunea fratele. Vreau să vă spun, se fac multe minuni. Știți cine sunt vinovați că nu, nu se spun minunile? Noi. Câteodată, noi din fruntea poporului. Mi-aduc aminte, la Detroit, în Biserica Betel, Într-o vreme spuneam fraților, hai să facem o zi de post. Duminica să începem postul de dimineață de la 9 și să-l terminăm la ora 6. Și ca să fie frumos, facem cina de la 4 la 6 și stăm o zi în casa lui Dumnezeu. Și zicea nu s-a pomenit așa ceva. Cum să stai o zi? Ce să faci acolo? Și frații au zis, gata, hai să facem. Și a făcut de la 9 la 12 program. S-au cumva harul lui Dumnezeu a fost, să simțea harul Domnului, o trecut și o frate a zis la 12 jumătate, dăm o pauză, poate sunt mame cu copii, cei care nu pot să stea, și de la unul ne adunăm din nou și vom relua închinarea. Și fratele spunea, acum ce facem de la unul la patru? O tărăgănăm așa cu câte un îndemn, cu te o rugăciune. Și am zis, fraților, Domnul va lucra. Și au tu te tot și conduci. Am vorbit cu soția mea, a fost Imediat, un, un timp după ce eu a fost vindecată prima dată de cancer, am mai vorbit cu încă cineva și a zis, știi ceva, te ridici tu. Te ridici și spui cum a lucrat Domnul. Așa cum spunea și fratele aici. Noi avem multe mărturii. Dar noi câteodată n-avem curaj și alteori nu avem timp. Și au început o mărturie și încă una și încă una și încă una și încă una și a început să se ridice. Și au început să se ridice. Și știți, mărturile au durat peste două ori. Și am auzit mărturii care mă întreabă, dar tu unde ai fost? Unele din mărturii le ține, una cel puțin ne-a rămas în inimă. Unul din frați care avea 10 copii spunea, într-o seară plecam de la adunare, era târziu, era noapte, m-am dus pe autobandă, pe expres și mergeam pe laina din mijloc, între trei laine, cum aveți și dumneavoastră aici, și mergeam cu 70 la oră, puțin mai mult de 70, mergeam spre casă. Și spune el, dintr-o dată am auzit o voce care mi-a zis, pute te pe banda din dreapta. Și spunea el, dintr-un instinct, pentru că am simțit că e vocea Domnului, am tras de volan în dreapta. Și spunea el, era un drum care venea ca o curbă, întuneric, nu era lumină. Și după ce a tras pe banda din dreapta, venul plin cu copii și cu soția, pe expres, pe banda de mijloc, era un om care traversa expresul noapte. Și el a trecut razant pe lângă el și spunea, dacă eram pe banda din mijloc, poate mă pierdeam, puneam frână, mă răsurnam și cine știe ce se întâmpla. Sau poate îl omoram pe acel om. Dar Dumnezeu este Cel ce veghează frați și surori. A. Dumnezeu încă face minuni. A. Dumnezeu încă vindecă de cancer. A. Dumnezeu încă dă o crotire. Sunt atâtea momente că dacă aș vrea să spun mulți care au avut accidente și întreba unde e șoferul și eu sunt șoferul. Cum să vii tu șoferul? Mașina a făcut azob. Și de ce? Pentru că noi avem un Dumnezeu care este Dumnezeul minunilor. Dar uneori trebuie să mergem în Galileea, să ne aducem aminte de minunile care Domnul le-a făcut și aud de multe ori pe tineri care spun oh, Dumnezeu lucra, bătrânii povestesc. Nu, nu, nu! Dumnezeu încă lucrează și astăzi. Dumnezeu lucrează în Australia, Dumnezeu lucrează în America, Dumnezeu lucrează la români, Dumnezeu face minuni și la americani și la australieni, că El este Dumnezeu. Doamne ajută-ne să mergem în Galileea. Și uneori să luăm copiii noștri, sau uneori când ne întâlnim, să nu mai vorbim de afaceri, să nu vorbim de politică, să nu vorbim de lucruri de nimic, să mai spunem diminunile Domnului. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze să facem lucrul acesta. Ce mai înseamnă Galileea? Galileea înseamnă locul unui nou început. Ne ducem în Galileea, ne verificăm viața, ne plângem înaintea Domnului și spune, Doamne, suntem vinovați ca și Daniel. Nouă ni se cuvine să ne se umple față de rușine. Și atunci când ne ducem, când ne recunoaștem, când ne căim, când ne pare rău, vine Hristos și aduce iertare peste noi. Și pentru noi, fiecare zi este un nou început. Ziua aceasta a fost un nou început, că nu se știe ce va duce ziua de mâine. Dar Domnul ne mai dorește fiecare zi sub binecuvântarea Lui. Doamne, ajută-ne să ne facem verificarea aceasta, pentru că Galileea totodată este locul trimiterii. Se încheia cuvântul Domnului și spunea, Duceți-vă și faceți -vă și să din toate neamurile. Este datoria noastră. Vă aminteam lucrul acesta. Deviza care mi-am pus-o împreună cu un grup de frați. Nu toți pot să mergem. Unii sunt trimiși să meargă. Nu toți putem să dăm. Nici Dumnezeu nu cere peste măsura noastră. Nu ne cere Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun ceva. Toți putem să ne rugăm. Și toți putem să trăim adevărul. Doamne, ajută-ne la aceasta. În ziua aceasta, am vrea să ne ducem în viața noastră să ne facem o verificare. Duhul Domnului spunea că unii dintre noi avem lipsă ceva în armură. Aș vrea să vă citesc cuvântul Domnului, care cred că-l știți. Apostolul Pavel spunea Efesenilor și ne spune și nouă astăzi. Cuvântul Domnului despre armura Duhului și. Am vrea să ne verificăm fiecare. Nu cumva avem și noi, cașe David, armura lui Saul? David a vrut să se lupte cu Goliat. Îi păsa de faptul că era batjocorit numele Domnului. Îi păsa că un, un, un neteat împrejur batjocorea poporul lui Dumnezeu. Și Saul îl îmbracă cu armura lui, îi dă scutul lui, îi dă sabia lui. Și David nu poate înainta. Frați și surori, noi nu avem lui de luptat unii împotriva altora. De multe ori întreb lucrul acesta, frați români, frați creștini, ce avem de împărțit aici pe pământ, de nu ne împăcăm? Cum vom putea să stăm o veșnicie? Cum vom putea să stăm în împărăția Lui dacă aici pe pământ nu ne iubim, dacă aici nu ne acceptăm, dacă aici nu ne sprijinim unii pe alții? Domnul care a murit pe Golgota, Domnul care a înviat. Mă întreb de multe ori, nu cumva se uită și plânge ca pentru cetatea Ierusalimului? Nu cumva plânge pentru mine, pentru casa mea? Nu cumva plânge pentru biserica Domnului? Haideți în ziua aceasta să ne verificăm că și noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Lupta noastră nu este să vedem cine e mai mare, cine e mai tare, cine să la lege, cine dă cel mai mulți bani. Lupta noastră este să ajungem să fim cu Domnul în împărăția Lui. Pentru aceasta... Cuvântul Domnului spune, de aceea luați. Este opțional. Dacă vrei să crezi. Dacă în dimineața asta vrei să crezi că îți lipsește ceva din armură. Poate nu mai ai râvna aceea care o ai avut o odinioară pentru casa Domnului, pentru rugăciune, pentru a lăuda pe Dumnezeu, pentru a slăvi numele Lui, pentru a cânta o cântare, pentru a participa la o lucrare pe care o face biserica. Poate nu mai suntem cu râvna Evangheliei păcii. Poate avem o râvnă care vrem să arătăm noi ceva. Râvna Evangheliei păcii. Doamne, binecuvântează cu asta. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi totul. Stați gata, dar având. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie. Având în limba română, Cuvântul acesta, având, nu, nu mai este opțional. Să vezi dacă vreau să iau, dacă nu. Opțional este la început. Dar după aceea, cuvântul Domnului, stați gata având, dar mijlocul încins cu adevărul. Doamne, ajută-ne să ne verificăm. Doamne, ajută-ne să ne verificăm, nu cumva. O mai scântim și o scântim mai tare. Doamne, ajută-ne să avem mijlocul încins cu adevărul. Îmbrăcați cu plată și a neprânirii având picioare încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora. Eu am înțeles, dacă nu le ai pe primele trei, n-ai cum să le ai pe celelalte. N-avem cum. Asta a spus pe deasupra. Dacă n-ar fi aici amvonul ăsta, eu ar trebui să țin Biblia în mână și ar putea spune că pun bine pe amvon. Dar nu, dacă n-ar fi aici. Dar el este aici. Ca să poți să ai scutul credinței ca să pot să ai coiful mântuirii, ca să pot să ai sabia Duhului, ca să poți să le am pe astea. Doamne, ajută-ne să le vedem pe celălalt. Și în vremea aceasta, în ziua aceasta, sfatul Domnului era și pentru tineri și pentru cei în vârstă. Haideți să ne verificăm armura. Nu știm că va veni ceasul rău, nu știm că va veni momentul încercării și noi nu avem de luptat unii cu alții, ci noi avem de luptat împotriva întunericului și cu noi este Domnul oștirilor. Ce ușor o înaintat David! când și-a dat la o parte sabia, scutul, armura lui Saul și s-a dus în simplitate și-a luat cinci petri. Și de multe ori am în minte imaginea aceasta. Un om mare, un goleat, înalt, puternic, care tremura de frică. Eu vă spun că tremura de frică. Știți de ce? Pentru că a văzut că vine împotriva lui unul care nu se teme. Unul care spunea, eu merg în numele Domnului. Haideți din ziua aceasta să ne facem verificarea aceasta și dacă e nevoie să mai mergem în Galileea să mai mergem în viața noastră să mergem în fi firul vieții noastre să vedem cum am început să vedem unde suntem poate deficitar și Domnul este cel ce vrea să ne îmbrace cu puterea Duhului Sfânt